Meteorologia anunță că în următoarele ore va fi vânt puternic și va ninge viscolit în zona de munte a județului Mehedinți. Ei au emis un cod galben, dar și o informare meteorologică, ambele intrând în vigoare de astăzi. Meteorologii au emis o informare de vânt puternic care a intrat în vigoare astăzi la ora 12, valabilă până mâine dimineață la ora 6. Zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului și ninsoare viscolită. Până mâine dimineață la ora 6, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 60-80 km pe oră, iar pe creste, acestea pot atinge 90-100 de km pe oră. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Înainte de a pleca la drum, cetățenii sunt sfătuiți să-și echipeze autoturismele pentru circulația în condiții de iarnă, să se asigure că dispun de suficient combustibil, iar sistemul de încălzire funcționează eficient. În situația manifestării vântului puternic, ISU Mehedinți a recomandat cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vânt puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, care ar putea fi doborâți.